Spuneați că s-a încheiat problema aceea penală, din câte știu eu, aveți termen în aprilie, un termen, da, ați fost achitat pe fond și aveți un termen acum în aprilie. Cum, ce urmează să facă atunci? Dea pronunțarea sau? În dosarul meu, și de obicei nu vorbesc despre problemele, de obicei nu vorbesc despre problemele nimănui în justiție. Dar pentru a lămuri odată această problemă, presupusa faptă pentru care eu am fost trimis în judecată era prescrisă. Contrar recomandărilor avocaților, eu am cerut continuarea procesului penal pentru a nu beneficia de prescripție, ci pentru a-mi dovedi nevinovăția. Instanța de fond mi-a dat dreptate și sunt convins că instanța de apel nu va face altceva decât să judece în mod corect probele de la dosar. A fost o comandă politică dosarul? Nu vorbesc despre așa ceva. În momentul în care intri în viața publică, de pe o poziție politică, îți asumi și bunele și relele. Dacă nu ai stomac pentru așa ceva, dacă nu ai stomac pentru critici, dacă nu ai stomac pentru înfrângeri, dacă nu ai stomac pentru dosare, că sunt adevărate acuzațiile sau nu, asta o judecă instanțele, stai acasă. Eu mi-am asumat tot ceea ce am făcut, nu m-am disculpat încercând să arăt pe către altcineva, am ales să mă retrag vreme de aproape 4 ani și să-mi rezolv singur problemele. Nu m-am plâns, nu o fac niciodată, ci am preferat cu demnitate să stau deoparte, indiferent că mi-a fost ușor sau greu, și să-mi dovedesc nevinovăția.